Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că se recomandă ca firmele care au mai mult de 99 de angajați să decaleze programul de lucru al angajaților. Este o recomandare pentru mediul privat. Pentru instituțiile publice, decalarea programului este obligatorie în aceleași condiții, a spus Arafat. Programul de lucru ar putea începe la 3 ore diferite, măsura fiind obligatorie pentru sectorul de stat. Astfel, programul de începere a lucrului ar trebui stabilit în 3 intervale orare, o parte dintre angajați la 8, alta la 9 și alta la 10, iar plecarea de la serviciu să fie decalată implicit. Astfel, plecarea la ore diferite spre locul de muncă ar duce la reducerea aglomerării din transportul public, a spus Arafat. Măsura este aplicabilă pentru perioada 12-31 martie în București și municipiile reședință de județ. Instituțiile care nu pot aplica aceste reguli trebuie să găsească soluții alternative.